bine v-am găsit la expoziția lui Ștefan. Eu sunt Dan, Dan la Cafe. Eu împreună cu Ioana am inițiat acest proiect. Unui talent la Cafe care își propune să promoveze artiștii tineri în orice domeniu și să vină muzical. Tineri în sensul că prima oară pe piață, cum ar veni. Da. La prima experiență. La prima expoziție. Ne-am întâlnit cu Ștefan pe terenul Laurențiu, om care a expus până la noi. Și mi-a dat seama pentru că în prima cază forțe care au, față de altă artă care am văzut recent, chiar transmite un sentiment foarte puternic. Și mi s-a părut că se potrivește și foarte mult cu locul nostru colorat, făcând un contrast. Ca și tablourile lui, mi se pare că și locul nostru au ceva art-terapeutic în ele, în sensul că noi prin Alandala am încercat să scoatem de noi pofta de culoare și mi se pare că și Ștefan prin noastră lui a încercat să exteriorizeze un sentiment apăsător. Mă rog, fiecare gămbătea. Și expoziția asta e întâlnirea dintre arta lui Ștefan și Alandar. Cam atât. Nu sunt un om care sunt expert în speaker. Las pe Laurențiu să încă câteva cuvinte despre Bun venit la aprendizajul expoziției Studii Brute, semnată Ștefan Mocanu. Ștefan Mocanu este un artist singular, el se intitulează autodidact, un artist marginal, am putea spune. Nici eu n-aș fi foarte în măsură să folosesc termeni din domeniul artei, dar pot spune ceea ce mi-a plăcut mie la Ștefan este faptul că În afara faptului că are foarte multe lucrări, acestea sunt doar 15 aproximativ, 19 lucrări dintr-o serie de vreo 400 și ceva. Ștefan lucrează ghidat de instinct. Asta nu înseamnă că o și face inconștient, cumva își abordează anumite teme. Se pot observa la lucrările lui, eu am descoperit lucrul ăsta, se poate vedea el având niște studii în domeniul fotografiei, studii tehnice de fotografie, se poate vedea cum fiecare lucrare este un fel de poză, adică portretul lui Van Gogh, poză, răstignirea, poză, studii Giacometti asupra operelor lui Giacometti, poză. Deci cumva sunt mai mult decât imagini, eu l-aș vedea ca niște fotografii. Ceea ce m-a impresionat pe mine este faptul că eu l-am perceput pe Ștefan ca fiind un artist care este mai mult ca un soldat, am și scris asta în comunicatul de presă, e ca un soldat care, soldat în tranșee, care tranșează viața pregătindu-se pentru moarte. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că mi se pare că coboară în niște zone extrem de dirty, cum spune englezul, extrem de murdare. Mi se pare că și tehnica este una care nu este cizelată. Ștefan însuși lucrând cu degetele de la mâini, fiind una dintre tehnici, folosim chiar și scum de la țigară, cărbune, acrilic, ulei, sânge, da, se poate ajunge, pentru că Ștefan, din câte înțeleg de la el, intră într-un soi de stare hipnotică, timp de... Nu are percepția exactă a ceea ce face acolo, își dă seama abia a doua zi când revede lucrarea. Și de asta l-am perceput eu ca pe un om care coboară în niște locuri care pe noi cumva încercăm cam să uităm de ele, pentru că dintre cele 400 ceva de lucrări sunt pregnante lucrările cele legate de Auschwitz. De barbarie a lui Hitler. Ar fi și unul dintre Che Guevara, a mai fost ca punct de... Dar Ștefan, vreau să spun că coboară niște zone ale trecutului nostru, al fiecăruia dintre noi, și el aduce de acolo niște imagini. Mesajul lui este unul destul de simplu.
aducând la suprafață aceste lucruri și prezentându-le, ne lăsându-le să adică ne uitându-le cumva, reușim astfel să nu mai repetăm, ceea ce s-a întâmplat. O să doresc acum să citesc câteva rânduri cu acordul dumneavoastră. Am selecționat din comunicat câteva paragrafe și cele care mai erau și altele adăugate. Eu sunt genul de persoană care mie ca să pot să spun ce gândesc îmi trebuie un pix și ca să pot să spun ce simt îmi trebuie ceva să desenez sau să pictez. Probabil pentru altcineva ar fi mai ușor să fac asta din gură. Coborând pe palierul subconștientului primitiv, Ștefan Mocanu reușește să accepte grotescul fundamentului nostru ca specie. El lucrează în semi-întuneric, folosindu-și doar degetele de la mâini, sângerând de cele mai multe ori, intrând într-un soi de stare hipnotică. Timpul pe care îl petrece acolo în inconștient este limitat. Limitat pentru conștiință. Pentru că Ștefan Mocanu aduce dovezi. Aduce dovezi ale faptului că nu putem uita că totul se înmagazinează. Și cu cât respingem aceste dovezi, cu atât mai mult tindem să le repetăm. El abordează subiecte ca lagărele de concentrare, singurătatea și nebunia lui Van Gogh, fragilitatea vieții, condiția omului, crucificarea libertății naturale, urletul neîmblânzit al morții dinăuntrul nostru, operele lui Giacometti. Privind lucrările lui Ștefan Mocanu, am realizat faptul că raționamentele sunt înlăturate de forța sa artistică, a unui supraviețuitor al lumii din care facem parte. Ca un soldat în tranșee, el tranșează viața pregătindu-se pentru moarte. Așadar, să scoatem din context inocența infantilă și naivitatea, asta e foarte important privind lucrările lui Ștefan. Așa cum bine spune el, suntem niște ființe violente, dominate de impulsuri primitive. Fiecare început nu-și găsește sfârșitul. Doar în mintea noastră viața pare a fi liniară. Ștefan Mocanu contrazice sistemul logic al gândirii. El e mai aproape de experiență și implicit de propria sa existență. Destinul său este al unui om ce își asumă țipătul fiecăruia dintre noi. De altfel, lucrare reprezentativă, o putem vedea și pe afișe, este lucrarea aceea. Recunoscându-l pentru ceea ce este. Pentru el, răstignirea lui Iisus nu reprezintă doar un simbol. În viziunea artistului, crucifixul devine un concept de sine stătător. Explicația se așează foarte simplu în afirmația sa. Noi urtăm crucea printr-un deșert al suferinței. Și asta e ceea ce am simțit eu, văzându-i prima oară lucrările. Privind fiecare tablou al său, am reușit să resimt anumite stări de tristețe, furie, revoltă, melancolie. Ceea ce m-a ajutat foarte mult în momentul ăsta contactului cu lucrările lui a fost faptul că a venit un moment privindu-le în care am simțit toate lucrurile astea, pur și simplu eram revoltat sau nu, parcă nu vreau să resping, conștiința mea vrea să respingă că a existat astfel de imagini în istoria umanității, dar am reușit totodată să proiectez pe suprafața lucrării toate aceste stări, să le las acolo, după care să regăsesc liniștea interioară. Și, nu știu, eu mai aveam un poem scris de Charles Bukowski, știu că e unul dintre artiștii preferați de Ștefan, știu că e și miercuri și Alantala miercuri seara organizează seara de poezie spontană, în fiecare miercuri. Așa că o să citesc, îmi pare rău, n-am avut timp să-l traduc, o să-l citesc în engleză, îl traduc cui vrea după. Blue Bird by Charles Bukowski. There's a blue bird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, stay in there, but I'm too tough for him. I say, stay down. Do you want to mess me up? You want to screw up the works? You want to blow my book sale in Europe? There's a blue bird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes, when everybody's asleep. I say, I know that you're there, so don't be sad. Then I put him back, but he's singing a little in there. I haven't quite let him die, and we sleep together like that, with our secret pact, and it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you? Mulțumesc!
că Ștefan e... Faptul că ați reușit să ajungeți până aici și să vedeți modest în anele librării, ce mi-e să spun. O să încep cu clasica listă de mulțumiri. Mulțumesc lui Dan și Oanei de la Landala, minunatele noastre gazde din această seară. Lui Laurențiu Zloteanu, care a făcut posibil această întâlnire dintre noi. Lui Laurențiu de Mișcă, aici de față. Promotorul artei outsider la noi în România și în Europa de Est, care face o muncă de pionierat în acest domeniu. Ce aș putea să vă mai spun? Cred că lucrările spun cam totul, dar două, trei lămuriri, ca să zic așa. De ce brutalitate? De ce violență? De ce suferință? Pentru că asta ne caracterizează. Omul a evoluat mai din punct de vedere al tehnologiei. Din punct de vedere spiritual, a rămas o ființă primară, dominate de instincte violente. Și atunci mă inspir și eu un pic din realitate. O realitate pe care încerc doar să o sugerez, nu să o prezint în manieră de reportaj, adică fotografic, cu detalii naturaliste și așa mai departe. Deci un pic sugerat. Deși lucrările sunt destul de violente, dar nu rămân întotdeauna asupra, adică nu insist asupra detaliilor. Cum spunea odată un critic francez, referindu-se la al doilea război mondial, la tot ceea ce a însemnat pentru omenire, care spunea cam așa el, deci referindu-se la violență. Deci înainte de toate, violența nu înseamnă decât eu împotriva semenilor mei, societatea mea împotriva altor societăți, rațiunea, instinctul contra rațiunii și așa mai departe. Și atunci un alt francez, Claude Lévi-Strauss sau cam așa ceva, spunea, referindu-se la o posibilă lume a omeniei, spunea ceva de genul, eu și ceilalți, societatea mea și alte societăți, instinctul, rațiunea și sensibilitatea, umanitatea și viața. Cam asta e tot. Trebuie să apreciem viața. Mulțumesc! Asta e mai mult o chestie intimă. O lăsăm așa. La o parte. Da, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc. Și dacă mai aveți întrebări sau...